Salut, bine ați venit pe itassistent.org. Numele meu este Mihai Robert și în tutorialul de astăzi vom vorbi despre un subiect destul de interesant, zic eu, și anume vom vorbi despre grafică și animație tridimensională. Știu că mulți dintre dumneavoastră v-ați dori să intrați în lumea aceasta animației și graficii 3D, dar vă pierdeți în programe complicate cum ar fi Maya sau 3D Studio Max și până la sfârșit renunțați. Programul pe care îl voi prezenta astăzi sau începând cu tutorialul de astăzi, pentru că vor mai urma, este Cinema 4D. Știu că nu este un tutorial în premieră în România, au mai abordat și alte persoane subiectul ăsta, dar cum tutoriale avansate pe tema asta nu prea sunt, am să mă ocup eu de acest lucru. Știu de asemenea că mai există și Blender, care este o opțiune gratuită, o alternativă pentru oricare alt program de 3D, dar am ales acest program pentru că are o interfață mult, mult mai aerisită și mai ușor de folosit decât alte programe, pentru că programul acesta este comercial. Programul acesta a ajuns deja la versiunea 13, dar noi o să mergem să descărc la, pardon, m-am încurcat, a ajuns deja la versiunea 13, dar noi o să mergem să descărcăm astăzi versiunea 12, demo sau trial. Trialul este valabil 42 de zile. De ce nu descarc ultima versiune și descarc o versiune anterioară? Motivul este foarte simplu. Cei de la Maxon, cei care comercializează acest program, s-au gândit să modifice un pic tiparul cu care ne obișnuise în versiunile de până acum. Și odată cu noua versiune vin și niște bug-uri destul de deranjante. Așa că m-am gândit cel puțin până la următoarea versiune să rămân pe versiunea R12. Cu ocazia, sau probabil că atunci când va ieși următoarea versiune, am să o testez puțin și dacă merită descărcat am să vă prezint aici într-un tutorial. De ajuns cu vorbărie inutilă, să trecem la vorbărie utilă. O să mergem și o să googlim și noi. Cinema 4D. 4D și scriem R12. Și nu vom merge pe primul rezultat pe site-ul producător. O să mergem cu 4 rezultate mai jos. Uitați-vă ca site-ul pe care intră să fie Softonic. De aici l-am descărcat și eu pentru că am căutat de nebun versiunea demo pentru pentru versiunea anterioară de Cinema 4D. Vreau să vă spun, sau înainte ca snobii să sară cu gura că piratăm, că intrăm pe site-uri de hosting, că nu știu ce, vreau să spun că nu facem nimic ilegal, descărcăm o versiune demo, nu falsificăm nicio licență, e perfect normal și legal să descărcați acest torrent, nu vă faceți griji. Exact cum scrie și aici în descrierea programului, versiunea este trial. Puteți achiziționa cumpărând o licență sau împrumutând una de la un prieten sau căutând pe site-uri de ocazii sau... Și aici mă opresc. Îi dăm și noi download. Site-urile astea au tehnologie mai bizară, practic acum nu descărcăm programul, descărcăm un program care ne va ajuta să descărcăm adevăratul program. Îi dăm și noi save.
îl scanează, dăm open folder. Acesta este despre ce vorbeam, dacă noi rulăm acest executabil, abia atunci va începe download-ul. Dau și eu un dublu click, run. Îmi cer scuze. Aici sunt termenii și condiții, dacă vreți să citiți, dacă nu, nu. Dăm accept, mergem mai departe, debifăm prostiile astea pe aici. Nu ne trebuie niciun toolbar. Și acum începe download-ul propriu zis. Până se descarcă, vreau să vă mai arăt ceva. În cazul în care nu sunteți de acord cu mine și vreți să încercați versiunea R13, dați pe Google Cinema 4D. Mergem pe primul rezultat, pagina oficială a celor de la Maxon. Mergem pe download demo version. Așa, și aici va trebui să completăm formularul ăsta cu datele noastre. Câmpurile marcate cu steluță trebuie completate obligatoriu. Completați și voi. Da. Mergem mai jos. Selectăm țara. Ne băgăm e-mailul. Aici va trebui să răspundem unei întrebări, în ce scop vom folosi programul. N-am încercat cu celelalte, am încercat doar cu educational și a mers, nu mi-a pus nicio piedică, am putut să-l descarc. Înainte să înregistrez tutorialul, am mai făcut câteva teste pe versiunea R13 și am ajuns la concluzia că versiunea R12 este cea mai potrivită. În cazul în care nu v-ați dat seama, eu înregistrez pe o mașină virtuală, pe PC-ul meu real am versiunea R12 instalată în original și sunt foarte mulțumit de ea. Așa, trecem mai departe. Aici bifăm platforma, Mac sau Windows. Dacă aveți Mac, bifați Mac, eu am Windows, bun Windows. Mai jos sunt câteva întrebări, nu trebuie să răspundem la niciuna. Aceasta e ultima întrebare la care suntem obligați să răspundem. Ce versiune de Cinema 4D vrem să descărcăm? Cinema 4D Prime este folosit pentru grafica în 3D, 3D adică 3D cu ochelari și cu așa și cu imagini distorsionate. Cinema 4D Broadcast pentru imagini de pentru animații, Cinema 4D Visual pentru imagini statice, Cinema 4D Studio care conține toate cele trei versiuni anterioare și Bodypoint. Bodypoint este un fel de Photoshop pentru Cinema 4D, ajută la crearea obiectelor bidimensionale și a texturilor. Bifăm și noi Cinema 4D Studio. Bifăm că suntem de acord cu termenii și condițiile și dăm submit. Dăm click pe Cinema 4D și jos aici avem acest link. Dăm click și o să sau dați click și o să descărcați versiunea R13 dacă vreți să o descărcați. Aproape s-a descărcat. După descărcare, să zic, tot aceasta se va muta pe finish. Ce să vă mai zic despre acest program? Spuneam la început că nu descărcăm
versiunea R13 pentru bugurile cu care vine. În tutorialul următor voi prezenta interfața Cinema 4D și acolo voi explica și bugurile cu care vine și modificările de asemenea cu care vine versiunea R13. Până afară gata, s-a terminat downloadul, mi s-a deschis fereastra cu fișierele downloadate. Să închid și da, softul ăsta mic. Ce ne-a rezultat din download a fost arhiva asta în arhivat în zip. Îi dăm și noi un extract cu 7-zip sau WinRAR. Așa, și o să ne rezulte folderul ăsta. Dăm un dublu click pe executabilul ăsta setup și începem wizardul de instalare. N-are limba română, nu vă obosiți să o căutați, dăm un OK pe English, OK. Aici ne spune că ne urează un bun venit în versiunea Cinema 4 de demo, ne spune că versiunea este valabilă 42 de zile. Dăm un continue. Bifăm aici Cinema 4 de, dacă vrei și body point sau body point, bifați body point. Exact cum am zis și mai devreme despre body point, vom vorbi cu altă ocazie, dăm continui. Aici sunt language pack-urile sau sunt niște language pack-uri. Lăsați bifat așa, n-are nici aici un language pack în română, nu cred că a făcut cineva așa ceva, altceva nu ne interesează. Dacă vă descurcați la oricare dintre limbile astea, puteți să descărcați un language pack și pentru, și pentru ea, dăm install. Bifăm aici că suntem de acord cu termenii contractuali și dăm install. Aici ne întreabă unde să se instaleze, în ce program file să zic că e bine, instalați unde vreți. Aici ne întreabă dacă vrem să creăm iconiță sau shortcut în start menu. Dacă bifăm această opțiune, nu va crea nicăieri. Dacă bifăm această opțiune, va crea numai pentru contul în care sunteți logați acum, iar dacă lăsați așa, se va crea o iconiță în, în meniu start pentru fiecare din, din user. Eu am un singur user, nu mă interesează. Bifez și căsuța asta ca să-mi creez o iconiță pe desktop și dau install. O să înceapă și el să se instaleze. Acum se extragă fișierele. Aici jos în partea de jos a ferestrei cu installerul vom, vom vedea tot timpul un timeline unde ups installerul își dă un, un restart. Precum vedeți cei 5 pași pe care îi pe care urmează. Am avut mai devreme extragerea, un restart al instalatorului, acum instalarea propriu-zisă. Aici și o să avem un time, un slideshow tot timpul cu scurtă prezentare a programului. Ce pot să zic, am am numai cuvinte de laudă pentru programul ăsta, mai ales pentru pentru versiunea R12. Un mare plus pe lângă ușurința pe care o, în lucru pe care are acest program, el comunică foarte ușor cu alte programe cum ar fi Photoshop, 3D Studio Max, Maya, Illustrator. Ne poate salva imagini în PSD, în format de proiect în Photoshop. Putem să salvăm proiecte în alte formate pentru alte programe, cât putem să și importăm.
O să vorbim mai mult pe tema asta cu ocazia viitorului tutorial, unde voi prezenta în mare interfața Cinema 4D-ului. Ce să mai zic? Rezultatele obținute în Cinema 4D sunt rezultate profesioniste, este un program profesionist. Și poate fi folosit foarte ușor în sau poate înlocui foarte ușor programele complicate de 3D, cum ar fi Soft Image sau 3D Studio Max sau chiar Maya. Ne-a apărut căsuța asta, îi dăm un ok, ne spune că ne va instala versiunea pentru 32 de biți pe care o am și eu, el instalează funcție de sistemul vostru de operare versiunea corespunzătoare, ne mai anunță că ne va instala și Microsoft Visual C++. Trebuie să menționez că Cinema 4D, ca oricare alt pachet tridimensional, consumă resurse din placa video, deci pentru o performanță, să zicem, ar fi indicat să aveți o placă video bună, dar asta nu înseamnă că nu funcționează și pe plăci video mai slăbuțe, ba da, funcționează. Vreau să spun că și eu aveam o placă dedicată de la Nvidia care s-a ars acum ceva vreme și mă scuzați, am rămas cu placa video incorporată, programul funcționează, chiar dacă din când în când face greșeli, erori în afișare din cauza că nu are resursele necesare, dar programul rulează destul de decent și pe un calculator mai slăbuț. Ok. Vreau să vă zic că de-a lungul tutorialelor pe care le voi face în legătură cu acest program, voi prezenta și plugin-uri, pentru că programul acesta a intrat în atenția multora, care ajută la îmbunătățirea lor cu astfel de plugin-uri, unele plugin-uri chiar esențiale. O să vorbim despre ele și am să vi le recomand la momentul oportun. Ok, s-a finalizat instalarea. Ne apare acest dialog de început. Lăsăm bifat această opțiune dacă vrem ca atunci când dăm finish să ne deschidă programul. Las bifat, dau și un finish. Selectez de aici versiunea de Cinema 4D în care vreau să pe care vreau să o deschid. Odată selectat asta, nu va mai trebui să mai selectăm altă dată. Dăm un ok. Ne apare, ni se deschide programul, interfața și totodată ne întâmpină acest dialog în care ne spune că suntem în versiune demo. Avem posibilitatea să introducem o licență în cazul în care o avem. Dacă nu îi dăm close dialog și ne vom bucura de cele 42 de zile pe care cei de la Maxon ni le pun la dispoziție pentru a utiliza pe gratis acest program. Ok, cum spuneam și la începutul tutorialului, n-am să încep să stau să prezint interfața programului acum, pentru că e mult de explicat și m-aș lungi enorm de mult cu tutorialul. Deja am stat 21 de minute aproape și sunt convins că dacă aș începe să fac chestia asta acum,
puțini dintre utilizatorii sau, da, vizionatorii site-ului s-au uitat până la finalul tutorialului. Așa că prefer să fac totul structurat și să o luăm pas cu pas răbdători. Nu mai rămâne nimic de zis, să ne vedem cu bine la următorul tutorial. La revedere!